Bună, am revenit cu un nou videoclip, o nouă rezolvare plină de explicații să te ajute să înțelegi mai ușor această materie. În figura alăturată este reprezentată o grădină în formă de paralelogram ABCD, cu AB egal 10 metri, AD egal 8 metri și unghiul A de 30 de grade. Punctul E aparține laturii BC, în interiorul triunghiului ADE se plantează lalele, câte 100 de bulbi la fiecare un metru pătrat. Numărul de bulbi de care avem nevoie este. Haideți să vedem care sunt ideile pe care le avem. Dacă ai și altele, le așteptăm să facem un schimb de experiență cu ceilalți elevi. Considerăm punctul F pe dreapta AD astfel încât FE este paralelă cu AB și, bineînțeles, paralel cu DC, deoarece ne aflăm într-un paralelogram. Deci, FE este congruent și cu AB și cu DC. Aria lui ABE F este egal cu aria triunghiului ABE plus area triunghiului AFE. Ceea ce înseamnă că aria lui ABEF este de două ori area lui FAE. Aria lui DCEF este egal cu area lui DCE plus area lui DFE. E. ceea ce înseamnă că aria lui DCEF e, egal cu două arii ale triunghiului DEF. Am obținut două relații pe care le vom aduna. Adunându-le obținem aria întregului paralelogram deci aria lui ABEF plus aria lui DCEF este egal cu 2 în cu aria lui FAE plus 2 în cu aria lui DFE. Deci, cum am spus, cele două adunate ne dau aria paralelogramului inițial ABCD iar în dreapta putem da factor comun pe 2 și avem 2 mulțit cu aria lui FAE plus aria lui DFE. Dar cele două arii adunate reprezintă de fapt triunghiul DAE. Și atunci putem afirma că aria paralelogramului ABCD este egal cu două arii ale triunghiului DAE. Deci, aria triunghiului DAE reprezintă jumătate din aria paralelogramului ABCD. Acum să ne reamintim cum putem afla aria paralelogramului uh, ABCD. Avem nevoie de o înălțime și o bază. Considerăm DH perpendiculară pe AB, DH fiind înălțimea pe baza AB. Deci Aria lui ABCD o reprezintă DH înmulțit cu AB. Unghiul DHA este un uh, unghi dre uh, drept, este un unghi de 90 de grade, datorită faptului că DH este perpendicular pe AB. Noi știam că acest unghi A este de 30 de grade. Deci, aplicând teorema unghiului de 30 de grade între unghiul drept unghic, putem afirma că DH, ce reprezintă cateta opusă, este jumătate din ipotenuză, adică AD supra 2. Deci, DH este egal cu 8 supra 2, adică 4 metri. Am aflat și această înălțime, putem afla aria paralelogramului ABCD, care este AB ori DH și înseamnă 40 de metri pătrați atunci area lui DAE este 40 împărțit la 2, adică 20 metri pătrați. Acum să calculăm acest uh, necesar de bulbi, știind că la 1 metru pătrat folosim 100 de bulbi. La 20 de metri pătrați câți bulbi sunt necesari? Putem folosi regula de 3 simplă și observăm că x este egal cu 100 înmulțit cu 20 împărțit la 1, ceea ce ne duce la un rezultat de 2000 de bulbi. Ceea ce înseamnă că varianta de răspuns corectă este C. 2000 de bulbi. Atât aș avea să vă explic la acest subiect, însă dacă considerați că ceva nu ați înțeles, eu vă stau la dispoziție, la dispoziție vă răspund dacă puneți întrebări în comentarii sau ne contactați prin intermediul paginii noastre de Facebook. Până data viitoare vă urez să aveți spor la învățat și ne reauzim imediat cu o nouă problemă propusă. Papa. Pa!